Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Idei în Actualitate. Începem emisiunea în această săptămână, avându-l ca invitat pe primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, domnul Mircea Gutău. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Tocmai a fost avut o dezbatere publică pentru a, în vederea aprobării bugetului pe acest an al primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea și am reținut și din materialul văzut și din ceea ce mi-au spus colegii mei care au fost prezenți la dezbatere că aveți câteva priorități pe care vă axați în acest an și pe care vreți să le bugetați. Dar înainte de a vorbi despre aceste priorități, domnule Mircea Gutău, ați fost la întâlnirea municipiilor, întâlnirea la care colegul nostru de primărie, ca să spun așa, Robert Negoiț, a ridicat problema doamnei Saide privitoare la cofinanțarea proiectelor. Și doamna Saide a spus pur și simplu că s-au cam epuizat fondurile. Ați luat în calcul, mai ales că una din prioritățile pe care ați afirmat-o permanent a fost aceea de a atrage cât mai multe fonduri europene. Ce faceți cu cofinanțările? Deci vreau să spun, cu siguranță am luat în calcul, pentru că eu niciodată n-am așteptat să-mi dea cineva ceva. Atunci, din bugetul propriu, atunci când mi-am constituit bugetul, am pus o parte importantă să fie cota de cofinanțare. Rezerva. Așa am procedat și în celelalte mandate, în același mod am prezentat și acum. Este foarte bine că atunci când te gospodărești, să te gospodărești bazându-te pe ce ai palpabil în mână. Pentru că de la guvern poți primi, poți nu primi, depinde de cum merge viața economică. Da, mai ales. Dar că eu, sunt Mircea Gutău, s-a pregătit și are cota de cofinanțare. Și vreau să vă spun că este anul cu cele mai mari investiții pe care le-am prevăzut pentru Râmnic. În acest an avem peste 20 milioane de euro investiții din fonduri proprii și eu sunt convins că vom obține de la Ministerul Dezvoltării în jur de tot așa peste 20 milioane de euro. Ceea ce înseamnă, după aprecierile mele, în acest an 40 milioane de euro pentru municipiu și fac o comparație, vreau să vă spun că Primăria Capitalei și-a propus pentru investiții în acest an 40 milioane de euro. E adevărat, acolo sunt și sectoarele care au fiecare așa, dar eu spun că e un lucru senzațional să putem investi în acest an. Bun, din cele 20 de milioane de euro investiție proprie, am înțeles că o parte vor merge în bretelele, care o parte vor fi făcute cu fonduri proprii. Acelea sunt investiții. Nu, eu le-am prins, atenție, deci atunci când vrei să realizezi investiții și vrei să le asiguri un ritm alert, atunci am procedat în felul următor. Am prins aceste investiții pe fonduri proprii, dar le-am depus și la Ministerul Dezvoltării. În situația în care sunt acceptate și eu sunt convins că vor fi acceptate, nimeni nu mă împiedică ca pe măsura lucrurilor să mi le deconteze Ministerul Dezvoltării, pentru că e vorba de, în 17 iulie vom semna contractele Ministerului Dezvoltării și vom ști exact pe ce fonduri ne bazăm. Vreau să vă spun că în prima etapă, și eu m-am documentat corect, în prima etapă, până în martie, până în aprilie, Ministerul Dezvoltării va aloca bani pentru proiectele începute în ceilalți ani, deci arieratele, da? Iar după aceea se va începe, pe iunie, iulie, se va începe cu plățile pentru lucrările de acest an. Este și firesc să fie așa, pentru că dacă depui proiectul acum, până faci licitații, cei care sunt au fost creduli și de aici încolo să facă SF-ul, să facă proiectarea, să facă licitația, ajung în toamnă. Eu, în schimb, m-am pregătit. Am proiectări făcute, am studii de fezabilitate făcute și am 6 proiecte la care am și autorizația de construcție dată. Deci mâine pot începe. Adică ce proiecte deci, care ar fi acestea? Bretelele. Cele două, da. Cele două bretele care pot fi. Este vorba despre aproape gata, sper că săptămâna viitoare va fi gata proiectarea și putem scoate la licitație execuția lucrării la arenele Traian. Da. Este vorba târgul de săptămână, care era un proiect pe care l-am preluat. Atenție, deci eu am preluat și proiectele pe care le-am considerat bune de la fost administrație. Nu am fost un tip infatat care să vin să spun că tot ce a făcut cei înainte e prost. Nu. Târgul de săptămână trebuia târgul modernizat. Săptămână, exact. Am făcut niște modificări, e adevărat, la târgul de săptămână. Am cerut proiectantul și s-au făcut niște modificări, dar deja l-am scos la licitație. Deja sunt două firme care s-au înscris pentru... Am înțeles că erau vreo 15 ieri. Nu, eu țin acum câteva zile. Da. În fine.
Deci, târgul de săptămână la care este proiect, mai avem proiectul gata finalizat la o parcare în Ostroveni, mai avem trecerea din fața pieței din Ostroveni, o trecere subterană în care era proiect și era și proiectare și autorizația de construcție. Deci acest lucru mă avantajează foarte mult. Mai avem unde am dat autorizația, de fapt mâine sau poimine vom da autorizația pentru parcul de lângă catedrala din Ostroveni. Deci v-am spus 6-7 la prima strigare. Și infrastructura va deci, fi prioritatea, am înțeles eu, în bugetul pe acest an. Eu consider că pentru Râmnic este extraordinar de important să facem acele bretele, deci de la Rompetrol să facem primul tronson care deja l-a scos la licitație până la strada, până la interstiția cu strada Referendaru, după aceea, de aceea le-am împărțit în două ca să putem demara mai repede. Aici deja s-a scos la licitație, sper că într-o lună de zile maxim știm care e câștigătorul licitației, se apucă, intră în brazdă, cum se spune. Dacă al nu sunt contestații. Da, eu spun că nu, eu cu siguranță spun că nu vor fi. Al doilea tronson este proiectul care e în derulare proiectul, mai are foarte puțin, 2-3 săptămâni până se prezintă proiectul. După ce a recepționat proiectul, verificăm, recepționăm, trecem la scoatere la licitație lucrare. Deci apreciez că în toamnă se va intra și în a doua porțiune, care este mult mai valoroasă și care prevede și cele patru străzi, patru bretele care coboară. Două pe o parte, două pe o parte de pe podul care duce spre Goranu. Aici vreau să spun că am făcut un pas înainte, am fructificat fiecare zi în parte, în sensul că în situația de lucrări era prinsă demolarea unei clădiri, în situația de lucrări 6.000 de euro, am demolat-o cu ADP-ul în două săptămâni, s-au închiriat niște utilaje și am demolat-o și am demolat-o la un preț foarte, foarte mic, nu cred că am ajuns la 100.000 de euro, nici vorba. Deci și-am ras totul, am pregătit și celălalt traseu, bulevardul, l-am și trasat, se poate intra în brază, cum se spune. Deci eu sunt convins că în acest an se va începe și efectiv cel de-al doilea tronson. Lucrarea din zona centrală, unde am prins bani separat pentru a finaliza proiectul. Cât vă mai costă lucrarea din zona centrală? Despre care ultima dată, când am stat de vorbă, spuneați că până în 18 iulie se termină. Înțeleg că sunt probleme tot cu proiectantul și că e posibil deci, vă să spun, se ieri mai am stat întârzie. 4 ore pe teren. În momentul de față știți că am avut necazuri după ce am preluat mandatul, necazuri cu dirigintele șantier. Am reușit, am rezolvat contractul cu dirigintele șantier, fosta firmă, am câștigat respectă procedurile, că sunt proceduri. S-a câștigat licitația către altă firmă, lucrurile merg foarte bine din punct de vedere al dirigintului șantier. Este permanent prezent în șantier, deschis la tot ceea ce este nou și deschis în așa fel încât trage cu casa, cum se spune, ca să lucrurile să meargă. Firma de construcție se mobilizează și am purtat negocieri într-una cu ei ca să aducă tot mai mulți oameni și au răspuns comenzii. Mai există problema cu proiectarea, care am dat ultimul avertisment pentru săptămâna viitoare, pentru că trebuie să aduc niște detalii. Dacă nu aduc detaliile la timp, acest lucru duce la întârzierea lucrării. Firma de construcție are o scuză spunându-le, nu mi-a adus detaliu ce să fac, cât să fie fierul, gros de 8 sau de 14. Da, eu trebuie o colaborare permanentă, exact. Constructor, proiectant. Și atunci i-am convocat marți și le mulțumesc așa că au răspuns invitații, vor veni marți. Marți le ofer două variante. O variantă să ne despărțim. Fără penalități? Să ne despărțim, atenție, dacă ne despărțim cu tam-tam, ei pot acționa în instanță și toată lucrarea este blocată până se termină procesul. Asta înseamnă că stăm încă 2 ani cu centru. Este o decizie extraordinar de importantă. Și am considerat că să găsim soluția cea mai bună, așa fel încât lucrarea să se finalizeze. A doua variantă, deci prima variantă ar fi rezilierea contractului cu tam-tam. Eu exclud această variantă. Este varianta a doua, rezilierea contractului. Pentru că aici a fost o greșeală a fostei administrație și eu acum... Ce se plata anticipată? S-a plătit 98% la predarea proiectului și 2% pentru urmărirea lucrării. Ori urmărirea lucrării e cea mai importantă etapă. Și atunci ei sunt dezinteresați pentru cei 2% să tot vină la Râmnicu Vâlcea. Dar atunci le propun varianta să se retragă oficial, fără penalități, fără nimic, și atunci eu să scot la licitație restul de executat, dar îl fac pe procedură simplificată, deci 7 zile pot avea un alt proiectant și îmi doresc foarte mult să fie din Vâlcea ca să stea toată ziua în șantier. Deci prima variantă. A doua variantă, să iau un reprezentant, o firmă din Vâlcea,
și cred că la acesta va, sper să achesteze, care să colaboreze, care cu să colaboreze, să facă ei contract cu firma respectivă. O subcontractare. O subcontractare și firma din Vâlcea să fie reprezentantul lor în Vâlcea și de dimineață, prânz și seara eu să am pe cine trage la răspundere. Că așa, ei vin joia și mai vin peste două săptămâni. Joia. În timpul ăsta se întâmplă foarte multe lucruri. Bun, dacă deci vrei. Înțelegem, domnule primar, deci că obiectivul lucrarea este, din centru este, nu se va termina în 18 iulie, că nu are cum. Nu, obiectivul meu este ca lucrarea din centru să termine pe 15 iulie, nu pe 18. Pe 15 iulie și eu spun că lucrarea se va termina pe 15 iulie. Deci voi lua tot, mi-am luat, calculat nu toți pași. Nu sunteți prea optimist? Nu, nu. Vreau să vă spun subsolul, n-ați fost la subsol, subsolul, subsolul este aproape gata. S-a putut deci, lucra. S-au lucrat și stâlpe și se lucrează la plajeu, totul e placat cu granit, băile sunt făcute, deci subsolul este aproape. Se lucrează, mai este în parcare, nu este foarte mult, mai trebuie doar accesul la parcare și ce este deasupra. Lifturile, începând de joi, veți vedea că se montează lifturile, s-au lucrat la... Acum se închid lifturile pentru că cei care vor să monteze efectiv liftul vor ca întâi această carcasă să fie închisă, să nu plouă pe el ca să putea atât da garanția. Deci astăzi se lucra la ultimele finisaje la cele trei lifturi și joi vine firma care să monteze lifturile. Săptămâna viitoare se vor monta scările rulante. Deci dacă aceste lucruri se fac și se fac cu siguranță și dacă marți voi avea ce înțelege, eu sunt convins. Că eu sunt cam mulți dacă. De aceea vă întreb. Că dumneavoastră să sunăm cu experiență, domnule primar, și știți foarte bine că neprevăzutul... Dar am urgentat foarte mult și am făcut eforturi greu de imaginat. Și lucrurile sunt pe făgașul cel bun. Eu când am spus că vreau pe 15 iulie, mi-am luat o marjă de siguranță. Lucrările care sunt se pot termina în două luni de zile, așa, bătând din palme. Dacă există toate discuțiile și dacă există colaborare. Singurul, dacă e al meu, e acesta de marți, dar sunt convins că oamenii sunt de bună credință și vor înțelege. Pentru că și ei vor să aibă o lucrare de referință, pentru că nu e o lucrare simplă, sunt la început și vor să aibă această lucrare de referință, pentru că ce ar însemna să ne certăm? Ok, pierde și municipalitatea, dar pierd și ei, pentru că vor primi aviz negativ și nicăieri în țara asta nu vor mai putea merge la o competiție. Cum merg lucrurile în România, bine ar fi să se întâmple așa. Și acum mai nou, conform legii, arhitectul răspunde pentru lucrările neprevăzute pe care le-au pus. Până la urmă, vom apela și noi la toate legislația, să ne îndreptăm împotriva lor. Dacă au nevoie de un tărăboi, este doar treaba lor. Deci sunt convins că sunt oameni de înțeles și vom pica la înțelegere, pentru că această înțelegere este bună pentru ambele părți. Da, și, deci, eu apreciez că această lucrare va fi finalizată pe 15 iulie. Vreau să vă spun că de înălțare va fi, vreau chiar de Paști, dar vreau să fie la cheie. Zona din fața complexului Cozea și Mol. Deja astăzi s-au obținut ultimele aprobări de la cele două firme, de la Cozea, s-au obținut ca să-și facă și ei acel terasament de 1,5 metri de jur împrejurul clădirii, pentru că noi nu avem voie să investim pe un teren care nu e al nostru. Și am găsit înțelege și vreau să le mulțumesc public, am găsit înțelege și la Moda Sârguința, care trebuie și ei să semneze acum un contract cu firma care lucrează, să-și facă și ei de jur împrejurul clădirii, pentru că arată urât. Și zona este aproape gata. Se termină deci, și parcul de acolo? Și parcul e aproape gata, s-a pus pavajul, acum se lucrează la sistemul de iluminat, la sistemul de irigare. Deci eu sper, cu siguranță va fi dat de înălțare, vom face până înălțare, după Paști, prima săptămână după Paști, vom face inaugurarea și a parcului și vom da drumul și la trecerea pe subteran. Veți da drumul până înainte după Paște la traversarea... La prima treapă de traversare. Pe partea cu magazinul Cozea. Pe partea Cozea. Cu Cozea, da. Deci cele două trecere. De ce spun acest lucru? Tot după Paște, în prima săptămână, vom da drumul. De aceea am spus că nu finalizăm până în Paște. Trebuie să refacem și calea al treia, porțiunea este o vale acolo, așa frumos, trebuie așa recalculată, asfaltată. Și regândit și trebuie sens. Trebuie asfaltat, nu trebuie regândit, trebuie asfaltată sala Știrbei Vodă și se face un triunghi acolo și acum se lucrează la montarea unui stâlp de iluminat, dar pentru a monta acest stâlp de iluminat trebuie noaptea, acum lucrăm ca să se monteze toată fibra optică care se bagă în subteran, e tuburatura făcută și pentru acest lucru se va anunța noaptea de la 2 la 4 sau de la 1 la 3, va fi întrerupt internetul. Trebuie făcute. Lucrăm cu STS-ul. Deci suntem totul pregătiți în așa fel încât lucrările să fie finalizate. Am o întrebare. Dumneavoastră... În acest timp, până, dacă îmi permiteți, până la terminarea după Paști, până în săptămâna de după Paști, vreau să avem și un studiu de trafic
așa cum am spus, pe zona centrală. L-ați comandat deja unei firme deja de specialitate? Deja s-a discutat, ieri la operativ am vorbit, astăzi cel de la investiție urma să se intereseze care firmă să facă invitații directe, pentru că permite legea, doar zona centrală, să hotărâm. Din punctul meu de vedere, cred că ar fi mai bine, și așa mă consult cu oameni de prin oraș, că ar fi mai bine să mergem mașinile să circul pe calul Traian. Dar nu este rezolvată intersecția de la al doilea pod, de pe Carol. Nu. Acolo trebuie făcut un mic sens giratoriu, pentru că trebuie rezolvată și acea problemă de, da, de pe Carol. De ce? Pentru că am și opinii împărțite de la conducătorii auto. Unii care spun că e bine, mai mulți parcă, totuși, spun că ar fi bine pe calul Traian. Că ar fi bine, da, pe calea lui Traian, da, și că ar fi bine să se... Și ce mai spun ei? Că am înțeles, da, la dumneavoastră că e posibil ca traversarea asta de la Mall să dispară. Să dispară. Odată ce se dă drumul la circulația... E o altă discuție și aici. Tocmai spun ca că ar fi să fie bine fluid să dispară traficul, exact, pe calea lui Traian, pentru că spunea oamenii, domne, zice, noi poluăm cât stăm cu motorul pornit acolo, semaforul ăla este și se strâng foarte mulți, niciodată în zilele, da, aglomerate, trec, exact, n-au, da, mașinile sunt nerăbdătoare, sunt, s-a făcut roșu. Oamenii, da, va trebui să punem garduri stânga-dreapta, pentru că oamenii s-au obișnuit și evită să facă 50 de metri vor dreapta. Vor învăța așa, acest lucru, se, ideea este să aibă condiții să facă acest lucru. Că acel sens și pentru că toți sunt aici, tot taximetriștii, o mare parte din ei mi-au semnat așa, zic, domne, nu există. Domnul primar e un om care a umblat prin lume așa. Nu există piață din lume lângă care să nu existe și o stație de taximetre. Da, da, vedeți, dacă ar mai aștepta un pic, deci la, exact la împarcarea de zona centrală, vis-a-vis de unde se dau buletinile, de Fosta așa, Bancă Națională, da, va fi un loc de 25 de taxiuri. Deci va fi o stație pentru cei care își fac cumpărăturile. Cei de la piață fac 35 de metri. Fac, 35 nu are, de important metri. În, fac zona, în zona, exact, pieței. Acolo va fi o zonă și atunci vom desfința și parcarea de la Cozia, și totul. Deci va fi zona centrală. Pentru că nu va mai fi nevoie. Se trece de la Cozia în subteran, se trece subteran, vii, ai luat liftul, ai intrat în parcare. Ai parcare, sunt 30 de locuri, 25 sau 30 de locuri de parcare, semnalizate, făcute de nemțești. Oamenii trebuie să aibă încredere că aceste lucruri se fac. Deci aveți în plan ca totul să existe? Normal, acolo a fost programată, deci nu este ideea mea, a fost și arhitectul programat, și am preluat acolo. Exploatăm și facem, deci strict pentru parcare. 25-30 de taxiuri. Și atunci, da, vor fi cei din piață, cei de la Cozia, cei de la Mor, pot veni, este parcare la Mor, parcare aici și încă un lucru îl vom face. După ce vom da drumul la parcare, vom interzice parcarea pe stradă, pe Carol, pe calul Traian, pe străzile celelalte, pentru că avem două parcări, a câte 208 locuri de parcare. Deci, oameni, mai ales că parcarea de zona centrală va fi gratuită. Atenție, 5 ani. 5 ani. Și atunci, să nu spui tu mie că cei care merg la, dau de exemplu, la Damice, nu mai pot merge 10 metri să parcheze mașina să vină pe jos la Damice. Deci, o terminăm cu haosul ăsta și cu străduțele blocate. Acest lucru va fi finalizat. Eu sunt convins că numai măsurile coercitive sunt măsurile care vor disciplina circulația municipiului. Dar prima dată trebuie să oferi ceva. Deci oferim parcare gratuit cei care sunt pe carul, care vin la judecătorie. Băi, fraților, sunt 50 de metri. Ai traversat strada pe subteran, ți-ai parcat mașina, vii frumos și cei care vin la servici. Trebuie să înțelegem fiecare. Dacă mergi în străinătate, parchezi mașina la 500 de metri. Deci acest lucru cu siguranță îl vom face și vreau să vă spun concomitent cu darea în folosință acestei intersecții și a pasajului, vom rezolva și cu, până atunci vom primi și studiu de trafic, în așa fel încât să asfaltăm strada, să liniem așa cum trebuie, să nu mai azi să liniem într-un sens, mâine să ștergem în sensul celălalt. Deci sunt câteva lucruri extraordinar de important. Altă investiție importantă pe care o vom termina pe 15 mai este vorba de ștrand. Ștrandul, nu mă refer la clădirea propriu. Nu, ci la baza de agrement de acolo. Da. Da. Acolo, lângă bazinul de apă sărată, deci proiectul au care au fost este... niște probleme și acolo și de proiectare. Sunt și probleme de... foarte, foarte mari. Din punctul meu de vedere, proiectul este total greșit. De ce spun acest lucru? În jurul ștrandului, fiind pe fonduri europene, nu mai putem face mari modificări, era prevăzut gazon. Și ieșirea din ștrandul de apă sărată se făcea direct pe gazon. Ce minte diabolică au putut avea proiectantul respectiv? Nu putea să reziste cum gazonul cu apă sărată pe gazon. Și ai pretenția că gazonul rezistă. Mai mult de atât, sistemul de plantare a gazonului a fost cu însămânțare. Înseamnă că trebuie să însămânțezi anul ăsta ca anul viitor să fie bun gazon.
Am făcut în jurul bazinului de apă sărată un gard schematic ca să încadreze în arhitectură și ca să-i determinăm pe oameni să nu iasă, să nu poată ieși din acel împrejurimea bazinului de apă sărată, acolo unde vor fi șeslonguri. Și atunci când vor ieși din acel loc, am montat de jur împrejur deschise vreo 4 dușe. Ca oamenii să-și facă să duș să... și atunci când vin la restaurant, când ies afară, să iasă fără sare. Sare, da. E vorba tot de civilizație și vom educa pe oameni. Gazonul va fi, trebuie scavat acel nisip, trebuie adus pământ fertil, să pui gazon, vom aduce gazon rulou. Acest lucru va fi finalizat, v-am spus, în afară de acest 15 lucru, mai. 15 mai. Se lucrează la gar și chiar deja, astăzi după cum e vremea, probabil că asta va coincide și cu deschiderea exact. Bazei. Astăzi am fost, se lucrează la gardul din față, un gard pe o lungime foarte mare, câteva sute de metri, foarte frumos, o bucată de gard va fi cu spațiu verde care se cațără, o parte va fi din piatră pusă în două plase, așa o gândire modernă faină. Am prelungit parcarea. Era un teren, nu știu ce mai facem, încă vă 58 de locuri de parcare. Ați rezolvat, vă preocupa da. Și preocupa, cum se spune, era undeva pe logica lucrurilor, ca baza aceea de căsuțe de acolo, da. Care este o bază cu un istoric juridic ciudat, da. Să spuneați dumneavoastră că... Exact, baza respectivă este terenul al fostului Alutus, este da. În faliment sau lichidare, nu mai știu cum. În orice caz, este un executor care îl vinde pe Focșani. În prima fază am vrut să cumpărăm noi, pentru că prețul a scăzut, nu mai știu, era la 1 milion și ceva, 1.800.000, dacă nu mă înșel, toate cele 3 hectare. Dar după aceea m-am consultat cu oamenii de specialitate, cu juriști, și ne-au spus următorul lucru. Acel teren a fost o parte din acel teren, 1 hectar și 800, dacă nu mă, aproape 2 hectare, a fost inventariat în domeniul public de primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Același lucru l-a făcut și societatea Luminea. Lutus. Ei s-au grăbit mai mult și au reușit să-l întabuleze ei. Dar eu, dacă în momentul de față, dacă aș fi încercat să cumpăr, să negociez, aș fi fost acuzat că n-am epuizat toate căile de atac juridic. Juridic. Și atunci... Atunci am mers, să vă spun, deci, cu hotărârea de guvern, am mers la cadastru să întabulăm. Ei ne-au dat respingere. Pe baza respingerii date de cadastru am acționat instanță. Pe baza începerii procesului am primit o adresă de la instanță, am mers și am blocat la cartea funciară să nu se mai poată vinde până când nu se termină acest proces. Aceasta este calea legală. Și acum așteptăm, procesul este de rulare, așteptăm să se finalizeze procesul. Deci oricum, intenția dumneavoastră ca acest teren să intre tot în administrarea ne-o primăriei, cu, da, exact. O păstrați și nu renunțați la ea, doar forma juridică doar forma trebuie clarificată. Dacă instanța ne va da nouă câștigă cauza, atunci acel teren va fi al nostru și vom cumpăra doar diferența. Dacă nu ne va da câștigi de cauză, vom începe să negociem cu firma respectivă, da. ca să-l achiziționăm pentru a accesa fondurile europene, să facem o bază modernă, pentru că eu cred că Râmnicul are nevoie de astfel de bază. Dar, mai avem un minut până la publicitate. Vreau să spun un lucru extraordinar. La această bază, în afară de aceste lucrări, s-a făcut canalizarea, Acvarimul face canalizarea pe strada Strandului, se lucrează la canalizare. Se montează o stație pompare în interior și lucru cel mai important, CET-ul ne duce să facem o microcentrală termică acolo, un punct termic, să avem apă caldă permanentă la ștrand. Să nu mai există acele deficiențe care existau la ștrand, că oamenii se plângeau că nu este apa caldă. Pentru că acele sisteme solare nu făceau față pentru zilele când aveam 7-8 mii de oameni. Și atunci, făcând acest punct termic, e sigur pe Vâlcen că va exista 24-25 de ore apă caldă. Va fi gata și punctul termic până la 15 mai. Deci pe 15 mai. Deci toate aceste lucruri, spuneți noastră, da, vor da. Fi gata până pe 15 mai. Le-am gândit de foarte mult timp, am făcut proiectare, se lucrează la proiectare, se lucrează în construcție, la licitație, deci lucrurile merg foarte bine. Luăm pauză și revenim.
continuăm emisiunea. Vă reamintesc invitatul din această seară, domnul Mircea Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea. Domnule Gutău, păreați foarte hotărât și a mers foarte repede totul. Ați preluat căminul de bătrâni, spuneați că îi dați drumul repede. Ce îmi spun oamenii din zonă? Că lângă căminul de bătrâni este o zonă în care, nu știu, se organizează petreceri, nu știu, o muzică noaptea. Și ce, când vor veni bătrânii, ce face? Îi mută pe ăștia, mută bătrânii, ce face? A, nu, acolo este o pensiune, dacă la aia vă referiți, Orange, dacă mă înșel. Dar până la urmă, ce poți? Poți să le închizi activitatea la oameni? Nu, dar trebuie totuși un regim de... Un regim va fi, dar sâmbătă, acum e nuntă, asta e obicei. Ce să facem? Unde să ținem nunțele? Eu nu sunt, dacă sunt un om care văd cu... Vorba aia, trăiesc cu picioarele pe pământ. Nu poți să-i blochezi pe oameni. Bineînțeles că le vom reduce programul, poate, dar vor fi scandaluri foarte mari. Îi vom ruga să-și facă clădirea, poate să mai izoleze puțin izolație, acustic, da, adică... Dar pot să conviețuiască unii lângă alții, dar respectându-și... Cu siguranță, da. În primul rând, geamurile sunt din termopan, dublu geamuri la cămin. Nu, eu cred că și afară, chiar dacă ar țipa, ar fi formați afară, nu se aude interior. Geamurile sunt foarte bine... deci căminul este foarte bine izolat și arată foarte bine. Care mai e stadiu acolo? Săptămâna viitoare sau în maxim două săptămâni va fi, asta este procedura, va fi concursul pentru postul director și după aceea apoi... post directorul care va câștiga va trebui să scoată la concurs celelalte posturi. Încă, asta e statul, da, e nebunie. Da. Stai încă 30 de zile, 45. În mai, iulie, sper că îi dăm drumul. Că pe măsură ce se formează un minim de echipă, oamenii avem suficient. Deci sunt oameni, fără exagerare, cred că sunt 40-50 deja care au făcut solicitări care să scrie la cămin. Nu ne plângem de clientelă. Dar vreau să vă spun că acum ne lovim de o problemă de autorizația de construcție. Noi, românii, sunt și oameni, eu spun că suntem bolnavi. Bolnavi. S-a modificat puțin legislația, nu domnul primar. Nu poate să fie absurd acum. Nu poate să fie absurd și chiar mâine... Sper să am timp, dar dacă nu i-am rugat pe cei care merg la întâlnirea cu cei de la pompieri, păi frate, nu poți fi absurd. Un cămin la care tu ai dat autorizație, da, de construcție și care s-a făcut după standarde acum 6 ani de zile, să vii acum să spui că trebuie tot rigipsul schimbat. Păi ce, biliardele scad din tren, din cer? Păi cum să schimbe rigipsul? Că nu corespunde la foc. Să mi se arate un cămin în județul Vâlcea care corespunde din punct de vedere al noilor norme ale ghieței. Noi sărim din lac în puț, dintr-o extremă în altă. Nu se poate așa ceva. Eu cred că trebuie să fie oameni deschiși la minte, să vadă. Este singurul cămin care are hidranți în interior. Atenție, hidranți interior și funcționale. Este singurul, deci cum se spune, e o dotare impecabilă, arată impecabil. Nu poți să vii să bagi bețe în roate, că dacă se va încerca în continuare să bagi bețe în roate, voi apărea și eu ca trăstitul pe toate posturile să spun care este adevărul. Poate ne trezim noi români. Că nu facem altceva decât să ne frecăm unii pe alții, decât să ne blocăm unii pe alții. Și vă mai dau un exemplu. Astăzi am mers să preluăm acel cămin de la intrat de la liceu de, cum îi spune, Ferdinand, că sunt 40 de elevi acolo, să-i ducem la liceu, să-i transferăm la liceu de chimie, unde sunt 242 de locuri și sunt 45 de copii, să-i ducem și pe aceștia acolo, fac naveta 500 metri, ca să preluăm căminul și să-l transformăm în locuințe sociale. Clădirea este a noastră, a primăriei. S-a obținut hotărârea din Consiliul Local, de la Ministerul ni s-a respins că trebuie motivat cum trebuie. Deci, domnule, avem stilul ăsta de a încurca și de a bloca. S-a dus astăzi viceprimarul, l-a trimis special să meargă la secretarul de stat, la cine a fost la București acolo, și a spus că mai trebuie completat ceva, să luăm acord de la părinți. Domnule, e un frecuș de ăsta, suntem un popor de tâmpiți, domnule. Nu, Gutău, toată lumea se ascunde după hârtii și după birocrație. Să ne acoperim de hârtii, când este foarte clar. Că până la urmă să știți că nu sunt dus la biserică. Vom face o analiză clară și l-am pus pe domnul Ghiberdic, a făcut o analiză clară a tuturor internatelor și voi dovedi cu hârtiuța și cu hârtia pe mână că sunt 8 internate, toți elevii încap în 2 internate. Și atunci îi mut pe toți în 2 internate și le las clădirile respective, le închid cu lacătul, sunt ale mele, dacă nu le dau nouă de administrare, să stea în păsare, să stea să uite la ele. Pentru că eu să dau miliarde la o clădire în care sunt 60 de camere și sunt 10 camere ocupate și eu să plătesc căldura pe tot, să plătesc lumină, să plătesc apă, să plătesc tot, acest lucru nu-l fac. Am promis că vom tăia răul de la rădăcină, am promis că vom anula risipa, așa cum eu, dacă am casă și sunt numai cu soția, îmi dau căldura numai la parter și la etaj, o închid, dacă stau la parter, o dau pe minim. Așa trebuie să gândească fiecare, să gândim și noi cu banul public. Numai așa vom
dacă vom gândi toți așa, așa vom putea face un pas în față. Dar să vedeți niște birocrați care stau la birou, nu vă dăm, știți, acceptul să preluați dumneavoastră, că să vedem motivația. Domnul Gutău, știți foarte bine că nu s-au făcut proceduri ca lumea. Când s-a mai întâmplat ceva în România, a fost un val de exagerare în privința regulilor. Problema este dacă aceste reguli le facem odată clare ca să fie și când plouă, și când ninge, și când e soare valabile, trebuie să fie și oameni deschiși la minte peste tot. Nu numai chițăbușari de ăștia care nu știu altceva, n-au pus o cărămidă în viața lor și numai vor să blocheze orice activitate. Aia care stau la, cum mi-a spus Sebi, domnul primar, am fost la Ministerul Învățământului, o mizerie nedescrisă. Ușile ca geamurile murdare, o mizerie. Păi, ăsta e ministerul care ne reprezintă. Reprezintă învățământul de România, domn. Cu bugetul aici, pe care l-are aici Ministerul este Educației, vorba de, da, de fiecare om, de gospodarul, care, de managerul fiecare. Noi trebuie să ne schimbăm ca oameni, domn, și ca mentalitate. Și respectiv, a spus, domnule, nu, motivarea clar că aici de ia DNA-ul. Păi, frate, stai acasă dacă ți-e frică de DNA. Stai acasă. Deci, nu se poate așa ceva. De-aia stagnăm și nu facem un pas înainte. De-aia nu facem nimic. Și am spus domnul Bețelanu să facă toate hârtirile ce a vrut, să va viitoare, merge de nou. Și dacă nici atunci nu mai apar pe, cu gura așa, până la urechi, peste toate posturile. Dacă clădirea ta, care, pe care tu ești proprietar și vrei să-i dai altă destinație, tu ai spațiu suficient, deci spațiu excedentar. Mai avem un scandal cu grădința, marea grădiță numărul 7 de sus. Am trimis, sunt două învățătoare care merg pe stradă și iau părerea oamenilor și fac un tabel și mi-au spus zeci de oameni, da, vrem să păseze grădinița. Mai nou spune, lăsați dacă primăria nu vreți să strângem noi bani. Păi e clădirea lor ca să strângă ei bani, să-și facă clădire privată dacă sunt atât de deștepți. Astăzi s-a dus la, din nou, cineva și-a verificat, au fost 42 de copii. Acum trebuie să justificăm, să întrebăm și învățământul, dacă se justifică să plătești 4 profesori, 5 educatori pentru cele 42 de copii. Atâta timp cât dincolo acela 200 de metri, la grădița Nord 1, că nu se înțeleg educatoarele între ele, e treaba lor, nu-i treaba mea. Acolo sunt spații accidentare, spații libere. Tot plătim căldură aici pentru toată clădirea. Nu este firesc ca acei copii să vină acolo? Și cealaltă clădire, că vrea ce să facă... Ce destinație ați da? Dacă... Poți să pui în provizoriu, deci să fie impozite și taxe locale, să degrevăm un pic din zona centrală, să meargă acolo impozitația, un sediu al poliției, o structură a poliției, să fie și pe zona nord, orice, ce se hotărăște. S-a lansat zvonul că vrea Gutău cu nu știu cine să facă bloc. Dar ești aberați, ești oameni reduși mental care pot vorbi așa ceva. E o clădire în domeniul public, cum se poți să-ți permiți să spui că nu știu cine ia și face bloc? Deci, dar nici, vezi, au fost, știți cum, au fost toți obișnuiți, au bătut din palme, profesor, nu avem salarii, s-au mărit lefurile bine, și vor acum nici să nu muncească. Mai sunt școli pe care le vor analiza, pentru că este foarte mult de muncă. Unde și-au declarat că au copii la seral, câte 300 de copii la seral, da? La seral nu merg mai mult de 10 copii și ei iau bani, au raportat că au 300 de copii și au normă întreagă și freacă manganul. Dacă și inspectorul învățământului, dacă și toți factorii decizie nu vor pune atât stop la furtișagurile astea. Dar aici trebuie o analiză comună, domnule Gutău. Și aici bănuiesc că vă înțelegeți și cu inspectoratul școlar. Ne înțelegem foarte bine. Noi facem analiza comună, am făcut. Dar sar ca vulturii. Sar că voi, Gutău, vrea să dea grăzița afară. Dacă argumentele sunt corecte și cele pe lege, sunt nemulțumiri ele. În niciun caz, Mircea Gutău nu va plăti căldura la utilități, apă, căldură, da? La spații care sunt folosite 10%. Sub nicio formă. Nu se poate. Dacă vine cineva și îmi dovedește că este corect așa și să plătești 10 internate și tu să ai copii pentru 2 internate, mie mi se pare... Da. Să spună și sursa de bani. Știți cum este? Că exact pe această intransigență a dumneavoastră... Deranjează pe mine. Foarte bine. Acum, cred că ați mai stârnit niște nemulțumiri. Da, că mi-am vândut casa, nu? Să nu, da. Acum că ați ridicat dumneavoastră subiectul, există vreun conflict de interese în această tranzacție între ADIAPA și... Nu e vorbă. Numai genul de avocați de ăștia care au realizat profit pe o an de zile 62.000 de lei, vă dați seama ce avocat e. În declarația de avere scrie, nu spun eu. Unul din avocați ăștia fantastici care vrea să fie parlamentar și în declarația de avere, veniturile realizate ca avocat într-un an de zile au fost 6.200 de lei. Unul de ăsta poate stârni și lansa prin oraș că a fost incompatibil. Acum, domnule Gutău, spuneți dumneavoastră, fac totul pe lege. ADIAPA
este o asociație care conține administrații locale, nu este o un conflict de interese. Exact. Că ADIAPA cumpără un sediu de la un afin, de la o rudă a celui... Nu este niciun conflict de interese, pentru că nu fac parte de reprezentantul primăriei. Are un singur vot acolo, nu este în funcție de procent. Un singur vot. Sunt 40 de localități, sunt 40 de reprezentanți. Au hotărât, n-a fost Mircea Cutău la ședință, au hotărât să-și cumpere sediu. O gândire bună, dacă tot au bani în cont, să-și cumpere un sediu. Au analizat pe piață ofertele care sunt, da? L-au sunat pe fiul meu, da? Să vadă casa care a zis să o vândă. Copilul a spus, tate, nu, dacă iau 150.000 în mână, ok, dacă nu mă grăbesc, cum am stat un an și ceva, mai așteaptă. S-au dus, au văzut și altă ofertă, s-au dus alte reprezentanți, nu s-au dus nici măcar primare sau directul, cine e acolo președinte. S-au dus angajații respectiv pe care a trimis domnul Shell. S-au dus la ambele acolo, o comisie, au văzut și au sărit cu curat, ăsta vrem să-l luăm. Au discutat, l-au luat. Care este problema? Bun, nu e nicio problemă. În mod normal nu este nicio problemă. Pe legislația actuală... Pe legislația actuală nu e absolut nicio problemă. Bun, ați analizat și nu e nicio problemă pe nicio legislația actuală. Asta e culmea. Asta dar este. V-am spus, tu mă... Că nu asta era problema. Numai o pseudo-avocat. Nu asta era problema pe care vreau să vorbim. Care lansează pe piață, gata că luăm primăria, că Gutăul... Problema pe care vreau să vă ridic este risipa pe care firma de salubritate o face. S-a publicat fișa de calcul în care... Unii spun că dânsii și-au exagerat cheltuielile. Nimeni nu spune că datorită legislației actuale, datorită taxei de mediu, nu ar fi trebuit. Dar spune, domne, cum de nu analizează oamenii din primărie și alții spun, domne, pe oamenii din primărie, unii dintre ei au fost avocații firmei respective, au susținut-o. Este fișa de calcul corectă? Valeria, este un contract pe care eu l-am preluat. Bun, rău, trebuie să-l duc la capăt. Da, dar trebuie mers cu erorile mai departe. Și ce fac? E un contract pe care dacă l-ai semnat, chiar e eroare dacă ar fi, trebuie dus la capăt. Altfel sunt penalități fabuloase. Nu, dar puteți accepta toate anomaliile pe care le trec ei într-o fișă de calcul tehnic? Nu. Întrebarea asta putea să le puneți celor care au semnat contractul. Ei au semnat cu ochii închiși. Eu, acum, chiar dacă am sesizat și am spus hai să le negociem și ei nu vor, ce pot să le fac? Știți că o clauză pe care au scăpat-o vechea administrație și au semnat-o că primăria se angajează să facă stații de sortare, au fructificat-o în așa fel încât firma ne-a dat în judecată și ne-a venit acum 2 luni. 11 miliarde am pierdut. 11 miliarde am pierdut. Definitiv și irevocabil. Și ne-au dat în judecată pentru celălalt. Nu. Știți care era clauza care au câștigat-o și care a fost lăsată, eu zic, din neștiință sau mai degrabă din rea credință? Că la Râmnicu Vâlcea ei colectează selectiv. Noi locatarii depunem selectiv gunoiul, ceea ce nu se întâmplă în România, domnule Gutău. Exact. Deci, un caiet de sarcini făcut cu dedicație. Dar problema, ei acolo aveau obligația să prezinte, când au câștigat licitația, un contract. Nu trebuiau să fie proprietari, dar trebuiau să arate dovada că au acces la o stație de sortare. Nu vă cred ce spune, dar... ce puteți să-mi reproșați mie acum? Nu, eu vă întreb, că nu vă reproșez. De unii întocmit prost. N-am ce face. Dacă aș rezilia contractul, aș pierde sute de milioane. Dacă ne uităm în istoricul firmei, mai de curând citeam o știre că pe undeva și prin Vaslui și prin Bârlad au tot felul de scandaluri. Eu mai am deci acum să fim cât se poate de corect și cu o firmă și cu alta. Deocamdată de la această firmă, rea bună cum este, redevența lunar mi se virează la primărie. Care e foarte mică. Așa. Și foarte, cât dați noastră pe procese... Foarte, foarte mică, dar o recuperăm. Și vă mai paște un proces? Am avut, Vă mai paște un proces. Dacă contractul a fost prost. Vreo 8-10 firme de pe platformă, acolo unde dânsii au... Nu pe noi ne paște, pe firma respectivă. Nu-i treaba mea. Aici nu-i treaba mea. Primăria care a dat o autorizație în baza avizurilor pe care le-a solicitat. Dacă și mediu și toți au dat avizele, care-i treaba primăriei? De ce să fie acuzată primăria? Dacă cei care sunt prejudiciați, mă refer vecine. Așa instanță, este dreptul lor să acționeze instanță, firma respectivă, să câștige procesul, dreptul lor. Eu nu mă bag în procese. Dar nu poate fi acuzată primăria. Da, e un istoric foarte ciudat. Eu i-am forțat, le-am amenințat să-și facă stație de sortare, pentru să nu mai ducă gunoiul la București, o stație de sortare. Mai avem un an și 3 luni. Se va scoate din nou la licitație. Chiar de acum ne gândim să apelăm la o firmă de specialitate ca să întocmească un caiet de sarcini care să corespundă realității, o firmă de avocatură și care să și răspundă pentru viitoarele prejudicii create.
plătim cât plătim. Aici, de la Comisia de Licitație până la Consiliul Local, toată lumea a aprobat un caiet de sarcini pentru licitație care conținea clauze care au favorizat această firmă să dea judecată primăria. Pentru că, vreau să vă spun, oricât am căutat specialiști în primărie, oricât am căutat să încercăm să punem consilieri locali în firmele de licitație, păi avem administrator de bloc în Consiliul Local, avem ingineri, avem habar n-au de chiria unui contract. Nu, dar trebuie să atunci se documenteze, domnule Gută, dumneavoastră vă documentați și întrebați specialiștii. Oricât v-ați documenta, dacă nu ești de specialitate, nu știi toate chichițele. Și atunci, cel mai corect este să apelăm la o firmă care să ne facă caietul de sarcini, de specialitate, și să-și asume răspunderea. Așa cum îmi doresc acum foarte mult să găsim o firmă, și s-ar părea că m-ar exista undeva pe România, o firmă care să-mi verifice proiectele pe care noi contractăm un proiect. Când îl preluăm proiectul respectiv la primărie ca să începem licitația, îl verifică angajații primăriei. Pe angajații primăriei nu au specialitatea pe fiecare parte în parte. Nu sunt documentați și autorizați. Se vorbea despre o comisie tehnică până la urmă. Da, dar trebuie unde cu specialiști. N-ai de unde. O specialist nu vine să stea în primărie. Și atunci să găsim o firmă pe care să o plătim, să ne spună proiectul ăsta este ok, dacă mergeți pe el îl puteți respecta al litera și vă realizați obiectivul. Altfel se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în zona centrală. Da. Recepția proiectului a fost cum a fost, au fost modificări în continuare și s-au dat 10 de miliarde în plus, a pierdut primăria. Și plus că am pierdut finanțarea europeană. Și plus că am pierdut foarte mult timp. Înțeleg plus că am plasat și un patinoar, ceea ce ar fi ideal ca unde în centrul orașului. Deja mulți, cred că ați probat, mulți zic, domnul Gutău filozofează, face un patinoar. Da, Gutău nu filozofează deloc. Absolut deloc. Și sunt un om realist, mai realist ca mulți. Deci, în zona centrală am cerut, am mers și ne-am uitat pe planșă. La tot proiectul? La tot proiectul. Am verificat la o amenajare pe orizontală, am cerut ca doi stâlpi de lumină să fie mutați. Și ni s-a oferit un spațiu liber de 25x25. În acest spațiu liber montăm un patinoar de 20x20, 400 metri pătrați, super, super mare patinoarul. Am deja. Care e zona? Unde? Lângă Mircea cel Bătrân? Unde? Nu. Aici, zona în fața este aici jos, noastre? lângă stația, lângă ceas, lângă coborâre. Ah, deci aici, chiar unde? Aici jos, da. Chiar aici. Așa, pentru că strada, cealaltă stradă până la bancă, strada Regina Maria până la bancă, este închisă, va fi închisă. Va fi închisă și după terminarea proiectului. Da, și după terminarea proiectului va fi închisă. Între Banca Națională și Calea Ferată. Adică va nu închisă. Se va mai face către Ana Ipătescu, nu se mai face trecerea. Pe aici. Nu. Voi putea intra doar în piață. Și toată zona aceasta va fi închisă și atunci se justifică. Din piață, da. Și acolo vor fi, am mers chiar ieri, am stat 4-5 ore, nu mai știu, pe șantier. Am stabilit locurile unde vom amplasa căsuțele pentru sărbătorile de iarnă, care trebuie să fie toate iluminate. Veți vedea, vom avea un târg de Crăciun mai frumos ca cel de la Sibiu. Vor fi căsuțe standard, bănuiesc, căsuțe standard, cu un anumit design. Căsuțe standard, fiecare. Cum sunt și la Sibiu? Puse căsuțele în spate, dar făcut mult mai nemțește decât la Sibiu. Mai nemțește ca la Sibiu. Da, în zona centrală vom avea căsuțele de alimentație publică, mă refer la aici, cei care văd un vin fiert, dau o bere sau ce se servește de sărbători. Și aici există un loc unde vom monta acel patinoar. Nu vom lua niciun leu. Deci va fi gratis. Vom achiziționa cel puțin 200 de pachete de patine. Echipamente, patine și ghetuțe. Va fi cineva, da, un om care le închiriază. Și după ce vom ține într-una două luni... Într-una din căsuțe, sau... probabil, va fi amplasat în centru de închiriere. 200 de... Deci două luni de zile, cam așa se ține. După aceea îl demontăm, îl punem bine la asta spațiul pe perioada nostru, iernii, ca să se bucure exact. Oamenii, iar să după aceea spațiul rămâne liber. Și ne-a trebuit acolo, și am mers pe la fața loc, să găsim sursa de curent și puterea care este necesară pentru astfel de patinoar. Spațiul este drept, exact ce le trebuie. De ce spun că îl vom achiziționa noi? Și deja i-am rugat pe cei de la investiții să facă procedura de achiziție, ca să fim totul pregătit. Închirierea unui, am vrut să închiriem asta iarnă. Închirierea costă 30.000-32.000 de euro. Iar un patinoar întreg este până într-o 100.000 de euro. Deci în 3 ani de zile aș poate de pe chirie se amortizează. Și atunci, cu siguranță, un astfel de patinoar îl ții cel puțin 7-8 ani de zile. Și atunci scoți banii înzeciți. Da. Și asta nu e deloc o idee. Vâlcei copiii, vâlcei merită un astfel de... Mai ales că proiectul acesta a avut de la început niște hibe și măcar mai animăm locul. E prea mult. Exact. O să vedem cum o să fie la final.
așteptăm să termine, spuneți-mi asta, 15 iulie, mie... Nu mă vine să crezi, nu, da. Nu, pentru că am auzit și despre problemele cu proiectantul, dar probabil că după ziua de marți, după dialogul pe care îl veți avea eu cu ei... Eu am mare încredere că vor înțelege, pentru că nu are nimic de pierdut din contră, de câștigat, pentru că este vorba și de firma, de numele firmei respective, el rămâne titularul, vom găsi un proiectant aici, am și vorbit cu cineva care să vină să coopereze de dragul de a face ceva pentru Râmnic. Sunt și oamenii aceștia de bună credință, nu le interesează foarte mult plata, le interesează doar să terminăm o dată cu lucrarea din centru. Păi, mai sunt și astfel de oameni, da, în oraș și eu am văzut, domnule primar, și asta a fost în perioada alegerilor locale, o televiziune centrală prezenta modele de succes din Germania, din diverse țări. Și erau oameni care au fost la viața lor, fie ingineri, fie economiști, fie și la pensie, aveau o colaborare cu primăria și urmăreau fără să-și bage nasul. Apropo de, făceau fotografii, urmăreau lucrările, am avut o propunere de la un domn, v-am spus, domnul de pe, mi-a trimis un mail, care face plimbări pe capela și chiar un astfel de lucru mi-a propus. Și vreau să vă spun că am și vorbit cu directoarea de la PC Press, vom lua... vom face o întâlnire cu acei oameni, vom face la filarmonică, vom da niște legitimații, omul ne-a propus niște banderole, vedem, gândim o formă de identificare, niște legitimații, da. Și chiar le vom da câte un telefon mobil. Pentru primărie nu este mult să luăm niște telefoane simple, 100 de telefoane, să dăm acestor oameni care vor să contribuie cu ceva la bunul mers. Și dacă merg pe capela și văd doi derbedei, să sune. Au sunat, să sune de pe impulsul dumnealui. Să sune, doamne, sunt acolo, poliția. Număr fix la poliție, poliția comunitară, să luăm măsurile astea coercitive ca să păgăm ordine. Și să încurajăm să spiritul civic și să până la urmă, zi, doamne, da. Uitați-vă, pe capela sunt gunoaie pe partea cu tare. Da, cu tare. Da. Alt lucru pe care îl vom face, și mulți spuneau că Gutău vorbește, dar nu va face. Știți că este clădirea vis-a-vis Don Casimu, din zona centrală a orașului. De 26 de ani, Nimic. Procese și... Am găsit acum soluția. Trebuia să aprobăm pe 27 acum, dar avem puzul făcut. Ne mai trebuie un aviz. Avem toate avizele, dar trebuie 7 zile de momentul obținerii avizului. E o regulă. Mă exprim corect așa. Timp de contestare. Și depășește ziua de 27, deci va fi undeva timpul respectiv, este pe expiră pe 2 la viitoare. Vom face o ședință extraordinară pe data de... când mă întorc eu pe data după Paști, pe 16-17, se va aproba acel puz din zona centrală. E vorba de dezbatere publică, era necesară. Da. Se va face aprobarea puzului. Vom vira, deja am făcut evaluarea terenului și a rezidentului Casimu. Îi virăm omului banii în cont și a doua zi vom da dispoziție demolare și ADP-ul bag la demolare. Deci eu apreciez că mai în iunie va fi curat acolo. Și puteți să faceți curat, pe 4 benzi undeva aici. Deja proiectul în care este să lărgim parcarea dinspre grădiniță. De lângă parchet? De lângă parchet. Nu, de la, să lărgim trotuarul de lângă școala numărul 1, să-l mai lărgim cu un metru, să facem două benzi, cu sensul din calea Traian, să dăm dublu și din calea Traian în partea aceasta spre primărie, da. Un rond pe mijloc și încă două benzi pe partea dreaptă, că numai așa am putut să căutăm o chichiță, ca să vedem cu banda a doua, de pe, a patra bandă, exact să vedem peste clădire ca să putem să o demolăm. Ca să mergem pe această mod de expropiere urgentă și de să interes public. Da. Exact. Și atunci și după aceea, dintre a doua bandă și până în sediul parchetului, va fi spațiu verde, flori, copaci, foarte frumos. Deci acest lucru vom face în această până în toamnă. Se va realiza. Acum, eu am mai văzut un lucru, domnule Gutău, și noi am vorbit, asta mi-a zis, e procesul în curs. Vorbeam despre Conacul Olănescu și unde primăria este în proces cu așa, s-a cu aprobat din contra, cu același proprietar. S-a aprobat în Consiliul Local penalitate prin impozite, dar pentru asta trebuie să treacă anul ca să... Am văzut la Constanța, tot într-un reportaj, unde cei care au în posesie clădiri de patrimoniu și nu le îngrijesc, sunt penalizați cu amenzi usturătoare. Pentru că nu le consolidează, nu le îngrijesc. O să caut să văd, o să mă interesez și aici la domnul Iepure la patrimoniu și o să mă mai interesez care sunt motivele. Pentru că asemenea oameni care lasă să se dărâme clădiri vechi, cum este Conacul Olănescu, nu vorbesc de domn Casimo care nu era clădire de patrimoniu, dar putea, dacă la vremea respectivă se făcea ceva, se putea face ceva acolo.
Deci, trebuie să existe metode legale să putem lucra. Din păcate, legislația este așa cum este. Noi l-am amendat de 10 de ori pentru o clădire din zona centrală. El n-a avut treabă cu râmnicul, amenzile sunt și acum acolo în debit. L-am amendat non-stop. Trebuie să existe o formă de executare asupra domniei sale. Acum s-a aprobat să plătim de 5 ori taxa de impozitul pe clădire. A trebuit să treacă un termen ca să intre în aplicație, nu știu cât, câteva luni de zile, nu mai știu exact. A intrat deja s-a pus impozit 500%. Dar cu ce mă încălzești treaba? Cu nimic. Tot nu poți să-l demolezi. Nu, exact. Și plus că se dărâmă. Singura portiță pe care am găsit-o a fost aceea cu această, cu puzul pentru de utilitate publică. Aici cu Don Casimo. Așa, Don Casimo. Iar cu Olănescu, cu procesul care acolo e numai să în derulare. Și acolo să fac ce să fac? Să demolez clădirea. Eu n-aș vrea să demolez, aș vrea să o fac. Da. Și dacă există fonduri pentru... Există fonduri, exact, până la 10 milioane de euro. Da. Dar ca să o fac, eu trebuie să fac dovada proprietății de teren. Uitați-vă, noi am făcut pe această axă, încercăm liceul Preșeanu, să-l modernizăm totul. Încercăm șoagerea numărul 10, încercăm internatele liceului Mircea cel Bătrân, o grămadă de școli, General Magheru, foarte multe școli avem. Prins un proiect întreg pentru acces la fonduri. Modernizare și renovare, reabilitare. Și era greu să accesăm și pentru această clădire. Nu, deci oamenii trebuie să înțeleagă. Iar această lipsă în legislație este îngrozitoare. A fost lăsată cu bună uiți, știință, domnule Guto. Cum pică clădirea. Cu bună știință și nu pentru Râmnic, pentru întreaga Românie. Pauză și revenim pentru ultima parte a emisiunii. În direct, ultima parte a emisiunii, invitat meu în această seară, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircea Guto. Domnule Mircea Guto, la dezbaterea pe buget au mai ieșit niște mici discuții și până la urmă de aceea și fost dezbatere în legătură cu amplasarea unor blocuri ANL pe morilor. Discuția de pe morilor a fost veche, că în vechea administrație s-a dorit să facă acolo baza de mașini a ADP-ului, că nu mai știu ce s-a dorit să se facă. Până la urmă, cum rămâne cu aceste lucruri? Noi suntem proprietari unui teren de 5.000 de metri pătrați pe morilor. Unii consilieri din opoziție au dorit să facem neapărat acolo, să facem locuințe ANL. Ideea nu este rea în sine. Dar i-am promis că încercăm să facem o modernizare a albei râului Olănești. Măcar de la podul nou până dincolo la podul de... până la Nostrove. Podul de cale ferată. Nu, până dincolo, până Nostrove, la dincolo. Podul de la Kaufland, da. Și atunci am discutat cu arhitectul primăriei, singura variantă care merge mai urgent așa un pic ar fi să scoate la licitație întocmirea unui PUS. Ce înseamnă? Un plan urbanistic de zonă și de la Albea, cum trebuie modernizată Albea râului Olănești și să luăm în stânga, să judecăm în acel PUS până la strada Morilor, în dreapta până la strada Șterbei Vodă. Și să mergem să vedem care sunt legăturile Albei râului Olănești, dar să fie o legătură. O coerență, ce a spus dumneavoastră. Foarte mulți solicită niște punți de legătură între stadion și spre strada Morilor, unde, dincolo de podul Vinere Mare, între podul Vinere Mare și podul de Fier, să mai fie o punte. Unii au venit cu idei că la 20 de metri de podul e calea ferată, pentru că trecerea aia pe lângă calea ferată e un pericol real. Este, da. Și atunci aceea să fie închisă, să facem altă punte de legătură, care nu costă foarte mult. Și atunci trebuie făcut acest spus, iar după ce vom face acest spus, vom ști și regimul de înălțime stânga-dreapta și după aceea putem lua în discuție. În momentul de față, eu nu sunt de acord să facem locuințe ANL pe spațiul ăla de 5.000 de metri pe care îl avem, atât timp cât în stânga și în dreapta sunt niște barăci, o mizerie nedescris și plin deci de rău. Trebuie igienizată zona, exact. Gândită, coerent, exact. Cumva trebuie zona de... Exact, iar în general la ANL vin tinere care au copii mici, care mai... cu școală un pic, deci e o zonă delicată.
Dar noi acum am dat în folosință, dăm în folosință, s-a aprobat în Consiliul Local 4 blocuri care sunt, trebuie să facem doar repartiția finală, sunt la cheie, totuși, și amenajarea pe orizontală în Ostroveni, pe locuințe sociale sau pe anele? Pe locuințe anele. Pe locuințe sociale am achiziționat un teren lângă fostul cămin de bătrâni, acolo unde vom face și o grădiniță și trei blocuri, am trimis deja terenul ca să putem să poată construi locuințe sociale în zona respectivă. Și mai suntem în, avem o procedură de a prelua terenul, dar am plată terenul de la Ochim, de la zona Colonie Nuci. Acolo trebuie făcută ordine, în ce sens? Trebuie dărâmate toate barăcele ale romilor și făcute alte locuințe cu baie, cu contoar separat pentru fiecare, pentru că în momentul de față au baie comun, e un haos total, pătesc apa foarte mult, se ceartă între ei, vin cu caie la dăpată, înăuntru, e un haos total. Ușor, ușor ne vom îndrepta și pe acea zonă. În momentul de față am deschis un post de poliție în fostul care și-au sediu chiar în grădinița de la Colonie Nuci, permanent 24/24 de ore, atenție. E nevoie acolo, extra, da. Important, da. Care vor trebui să identifice toate problemele care sunt. După aceea, cu măsuri coercitive, vrem să punem piciorul în prag și în acea zonă care este scăpată de sub control. Același lucru l-am făcut, am mai deschis un post de poliție în zona de nord, lângă fabrica de bere, chiar am încheiat un spațiu acolo. Unde iarăși este o zonă cu probleme. Unde foarte mulți părinți sunt plecați la muncă străinătate, iar copiii romilor sunt rămași acasă de 7 într-o familie, sar gardul, fură de la vecini și tot așa. Da, Colonia Nuci este, am avut un șoc, am trecut, cred că, eu, către Creogenie și am trecut pe lângă Gara Govora, lăsată de paragine, deci numai cândva, când eram mică și cred că mă duceam cu părinții la Govora, gara aia Govora arăta și ea cu parcul îngrijit, cu tui, cu flori. Acum este o pârloagă, deci CFR-ul, probabil că aici CFR-ul ar trebui cineva să-i scuture tare la nivel de întreaga țară, pentru că au lăsat în paragine. Acolo încă vin oameni care nu vin cu autocarul, coboară din tren în gara Govora să se meargă în stațiune la Govora Băi. Și fac cruce când coboară. Și coboară într-o, care a rămas undeva în secolul XIX. Noi ce am făcut în acest an, anul trecut, am asfaltat toate străzile din Colonia Nuci. E un lucru extraordinar de important, inclusiv strada spre gară. Deci lucrurile s-au făcut. La școală am făcut investiții importante și în acest an vom continua investiții la școală. Acum am deschis postul de poliție permanent. După ce vom prelua acest teren de la Ochim, ne vom ocupa pe proiect să facem locuințe. Vorbeam de lucruri importante, de proiecte. Am mai preluat de la Ochim canalul de fugă de la Căzănești, acela care este, că nu era în proprietatea noastră și noi nu puteam face nicio investiție. Și era înfundat și inundabil și... Săptămâna viitoare vom scoate la licitație o firmă ca să decolmateze de la cap la coadă. Sunt trei tronsoane care sunt ocupate, mai multe tronsoane, ocupate, umplute cu pământ și își fac cultivă zarzavaturi. Deci atenție, pe un canal care a fost conceput pentru inundații. Da. Și oameni, când vine apa mare, se revarsă peste tot. Și, da. Și atunci, tot cu măsuri coercitive, cu forța, intră buldozerul și radem tot ce e în cale. Deci vă asigur că în maximul o lună de zile vom intra la decolmatare. Canalul de fugă va fi liber pentru a prelua... Vom intra la lucru. Acolo e de muncă peste o lună de zile, pentru că este de la Ultim până vin pe la Copăcelul. Totul curățat. Dar pentru a putea face acest lucru a fost nevoie să-l preluăm de la Ultim. Alt lucru important pe care suntem în discuție cu societatea Ultim, cât și cu Vilmarul. Știți că Vilmarul și Ultimul sunt coproprietari pe drumul dintre podul care se duce la... la Ochim, podul Ochimul, cum se zic, pasarela de la Ochim, și drumul național care duce spre Târgu Jiu. Aici suntem în discuție ca să preluăm noi în administrare, să-l putem asfalta, să-l putem modeliza și sunt convins că vom găsi înțelegere. Dar pasarela, deja s-a pus interdicție ca mașinile mari să treacă peste pasarela. Am purtat discuții împreună cu domnul prefect și cu domnul președinte al Consiliului Județean ca să ne se dea nouă, să-l cumpărăm noi podul, ne luăm o belea cum ar veni, dar ca să putem face o investiție, să putem accesa fonduri și să modelizăm podul, pentru că este un pericol ca în câțiva ani să cadă, și să facem și acel sens giratoriu pe drumul național către Drăgășani, sens giratoriu ca atunci când ies oameni de la Ochim, Cet, Sodă, să nu se creeze. Leger. Da. Deci, dar sper să reușim, pentru că podul este prins ca un bun propriu al Ochimului,
este dus la masa credală și trebuie toți creditorii trebuie să fie trebuie de acord. Să fie scos din masa credală. Da, e o întreagă birocrație, dar nu cred că este de nerezolvat. Eu nu cred că sunt absurd să nu dea un lucru care le produc numai necazuri. Care nu le poate pentru aduce niciun beneficiu. Ei au spus foarte clar că nu au capacitatea financiară ca să-l repare. Păi numai că au spus-o, dar evident că nu exact. Au capacitatea financiară ca să-l repare. Sunt lucruri evidente și zona aceea trebuie și ea civilizată și până la urmă s-au produs o grămadă de accidente și nu e bine gândit. Dar spuneți-mi cu ADP-ul, cu baza aceasta care a rămas iarăși de multă vreme așa ca un fel de... Deci am făcut o analiză la Piețe Prest cât și la fostul ADP. Piețe Prest au un sediu la stadion care e creat și unde sunt zeci de utilaje. Mai au un sediu undeva pentru o centrală termică prin nord. ADP-ul au un sediu la blocul au 18 sau 16. Aici unde lângă au? Kaufland, lângă Kaufland, la parterul, acolo. Ba nu, lângă Kaufland, acolo pe... În zona respectivă. În zona respectivă, unde au și sediu, da. Exact. Unde au sediu la parter și vis-a-vis de Lucoilul, au un teren în care iar au o clădire și niște utilaje. Și atunci am considerat că este corect să facem un spațiu special pentru ei, în care să fie gard, sistem de camere, o clădire pentru atelier, o clădire garaj. Și unde îl veți face? Am identificat acest loc în zona dincolo de sensul giratorului de la barajul din sud. Acolo unde s-au construit unii lângă ce sunt, firmele respective care sunt, da? Sunt mai multe firme, aproape de stația de epurare. Oh. Am găsit 12.000 de metri pătrați, 4.000 ia sau 5.000 ia ADP-ul, 8.000 sau 10.000, nu mai știu, 12.000-14.000, nu mai știu câte, ia Piețe Prest, acolo își fac gardă. Se va crea o bază comună. O bază comună, toate utilajele vor fi acolo, va fi un loc și de depozitare a nisipului. Un atelier mecanic. Un atelier mecanic, toate băncele trebuie să fie într-o hală mare închisă în care să lucreze acolo pe timp, de iarnă. Deci vom face un lucru nemțesc. Am fost cu directorii la fața locului, le-a plăcut foarte mult spațiu. Urmează ca într-o hotărâre de Consiliul Local să aprobăm investiția. Deci până la urmă nu la ETA, că unii sugerau înainte că la ETA... Nu, societatea e spațiu insuficient. E spațiu insuficient și acolo mai trebuie. ETA trebuie să dezvolte, mai ales dacă sunt acum într-un program, dacă vor reuși să acceseze mașini noi de transport, atunci au nevoie de o curte mai mare, ei vor intra într-un program de modernizare a clădirii existente, acolo s-a strâns șurubul foarte bine și chiar sunt foarte mulțumit de felul cum merge societatea, în sensul că s-au anulat furtișagurile, numai în decembrie s-au făcut economii de 5.000 de litri de motorină, așa. Pentru apropo, că au fost urmăriți mai atenți cei deci, care tot timpul furau combustibil. Și dați afară. Să vă dau un exemplu. S-au făcut o curățenie de primăvară, au tăiat toate crengele, le-au pus în curte, urmau să le transporte a doua zi și, pe urmă, ce s-au gândit, fiind mai izolat, să le dea foc. Când le-a dat foc, sub crenge au găsit un bidon de motorină pus. Deci pus, pregătit de furat. Deci, nu, românul nu se liniștește. Nu. Păi nu, coerciția și atunci regula... I-am transmis următorul mesaj, fără mamă, fără tată. Cum a prins unul, out. Cum a prins, out. Până se învață. Apropo de acest lucru, că i-ați prins și pe cei care vindeau mâncarea pentru câini de la Fețeni, ați luat niște măsuri, a fost o întreagă discuție. Cum stăm acum? Pentru că asta este o problemă care trenează de ani de zile. Care legislația nu este întotdeauna favorabilă, dar trebuie, în mod civilizat, trebuie să găsim soluția cea mai bună. Am lărgit adăpostul de câini de la Fețeni, da? S-a montat acum, sper că săptămâna aceasta va fi gata. Activitatea cu chipurile sau cu inventarierea? Deocamdată am mărit adăpostul de câini de la Fețeni, s-au montat niște stâlpi foarte înalți și am montat camerele, luat vedere că erau montați la 3 metri și își puneau câte o plasă sau puneau câte o haină pe cameră ca să se vadă și după aia lucrau. Vom pune pază, acum se face licitația și vom lua pază externalizată, nu din cadrul primăriei, o firmă de pază care se asigură și la Căminul de Bătrâni, și la Grădina Zoologică, și la Ștrand, și la Groapa de Gunoi, și la adăpostul de câini la Fețeni. Acolo cei care vin cu fundațiile, care vin și aduc hrană, trebuie lăsată acolo, inventariată și dată la oră fixă, nu vin fiecare și aruncă cum vor, deci ordine, au dreptul la vizită 2 ore pe zi, curățenie făcută, oamenii schimbați de acolo, o serie l-au schimbat și vom mai schimba, pentru că luau hrana de la câini și o duceau și o vindeau și o duceau la porci sau locatari din altă zonă. Deci lucrurile și-au uitat pe păcaș normal.
în paralel cu aceste lucruri, se face inventarierea câinilor pe gospodărie. E un lucru de, care durată. Durează foarte mult, dar am promis că în 2 ani de zile vom face inventarierea și ciparea tuturor câinilor din municipiu. Aici vreau să le mulțumesc și celor de la Poliția Sanitară Veterinară care ne-au dat și ei o bază de date. Și mai aveți și colaborarea cu localitățile limitrofe? Exact. Am vorbit cu președintele Consiliului Județean și mi-a promis că la o ședință a Consiliului Județean va băga această hotărâre și la Consiliul Județean în așa fel încât fiecare localitate să încerce să aplice aceeași metodă, pentru că degeaba curățăm noi municipiul dacă vin de la țară și aduc și lasă în oraș. E un lucru care trebuie făcut pas cu pas. Facem acest lucru. Eu știu că Vâlcenii ar vrea să facem de pe o zi pe alta, dar acum ne-am autorizat și am cumpărat 2 pistoale cu tranquilizant. Pentru că e foarte greu să-i prinzi. Uitați-vă, pe Capela sunt zeci de câini. Da, s-au dus, exact la asta mă s-au gândeam dus oameni și au prins 2 câini și erau 50. Da, și numai e periculos când, fug în pădure. Când un bătrân singur dacă vrea să plimbe. În momentul în care ne-am autorizat cu acest tranquilizant, chiar dacă este mai scump, de la distanță poți să-l... Și e mai civilizat, parcă, civilizat, totuși, da. Decât cu... Deci vreau să-i asigur că preocuparea este permanentă pentru a termina cu acest fenomen. Da, prioritățile, că iată, vin sărbătorile, vine o altă aniversare a testării documentare a râmnicului, nu mai avem mult din zilele râmnicului, dar acum, că nu înflorește orașul, lucrările sunt în toi, care-s prioritățile în această perioadă? În primul rând, am făcut o igienizare și vreau să-i mulțumesc Carmen Preda, viceprimărița, care s-a ocupat de și vineri și sâmbătă cu voluntari, au adus câte 300 de oameni. Și am făcut o curăție pe Bulevardul de Mrădulescu, pe Capela, Piețe Prest, ADP-ul, ETA, toți au fost mobilizați. Vom mai face astfel de acțiuni, pentru că până la urmă și spiritul civic are un rol extraordinar de important ca orașul să arate curat. Puterea exemplului până la urmă. Să arate curat. Deci vreau ca până de ziua rândului lucrarea din centru să fie finalizată și atunci Vâlcea își va schimba fața. Intenționăm de ziua râmnicului. Avem și o veste bună că firma Damilea împlinește 20 sau 25 ani, dacă nu mă înșel, și ne oferă, chiar am primit o hârtie, că ne oferă 20.000 de euro pentru zilele orașului. Foarte frumos. Și să le dăm, bineînțeles, să fie popularizat și un lucru extraordinar de bine. Aș vrea chiar acel spectacol să-l facem, în zona centrală, de ziua râmnicului. De aceea am înștiințat și firma de construcție în cazul în care nu va fi gata zona centrală. Toate prejudiciile create vor fi răspunzători ei, asta e viața, ei vor răspunde toate prejudiciile care se vor crea. Mai ales că acum le, cum să spun, ați luat legătura și le-ați schimbat de interesant, iar ați luat legătura cu proiectantul, motivele de... N-ar mai fi. Deci eu spun clar că motive nu mai sunt. Deci organizarea zilei orașului așa cum trebuie, lucrăm la deschiderea strandului, bretelele care trebuie sunt prioritate pentru mine, târgul de săptămână scos la licitație, arenele Traian, avem extraordinar de mult de lucru și... V-ați reorganizat, ați reușit să vă reorganizați primăria, vă mai angajați un city manager, că v-ați dorit să fiți mai liber. Un administrator public. Un administrator public, scoatem postul la concurs, nu știu, chiar s-a aprobat în Consiliul Local, va știu fi scos. Că s-a aprobat. Îmi doresc foarte mult ca acel om, s-am pus și condiții să fie un om cu experiență, ca să poată să mai ia din hârtiile care sunt și să am încredere că ceea ce semnează corect și totul este bine, pentru că vreau să spun un lucru. Dacă nu mergi pe teren, eu de părerea asta sunt, dacă nu mergi pe teren, o zi, parcă n-am astâmpă și am impresia că oamenii încă au mentalitatea aia că trebuie să vină cineva să-i verifice. Și atunci îi verific. Merg și la pe dealul Capela, merg și la lucrările de la stadion, merg și pe în zona centrală, merg și la strand. Vreau să am mai mult timp de a mă mișca, în așa fel încât lucrurile să se rezolve în termen. Vreau în același timp să merg la toate întâlnirile AMR-ului, Asociația Municipiilor din România, unde această asociație are un rol extraordinar de activ și toate modificările de legislație se dezbat întâi la AMR și este foarte bine să fii informat. Este foarte bine să știi pe la fiecare minister ce fonduri poți accesa. Sigur. Pentru că nu trebuie să stăm în colivia noastră să luăm numai cu bugetul local, atât am avut, atât asta. Uitați, eu dacă reușesc anul ăsta, am spus un coleg, mă îmbăt, știți? Chiar dacă nu m-am îmbătat niciodată în viața mea, dar dacă reușesc să mai iau un 20 de milioane de euro. Adică 40 de milioane de euro, am reținut ideea.
Deci 20 de burocrați, mai puțin, obții 20, plus că mai sunt și pe la alte ministere. De exemplu, avem două săli de sport pe care nu le-am pus în banii ăștia, care avem aprobare 100% că vor fi la numărul 4 plus și la... Plus ghidurile care au mai apărut plus și care ghidurile. Sunt cu finanțare plus fondurile, sunt 38 de milioane de euro care avem pentru... pentru zona urbană. Axa 4 pentru axa. Mobilitate urbană. Mobilitate. Deci, trebuie să mă duc să fiu informat în așa fel încât să știu ce să cer. Deci trebuie să vă eliberați de niște... Exact. Desemnarea a 10 de hârtii, pentru că birocrația s-a mulțit fantastic de mult. Și eu sunt convins că... Nu ne-au făcut-o alții, domnule Gutau, ne-am făcut-o exact, singuri. Exact. Va fi un om cu experiență, pentru că am și pus condiții să aibă minim 10 ani de experiență, un om care să fiu compatibil pentru contractul încheiat primarul cu acea persoană, în așa fel încât lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Vă dorim succes, vă mai așteptăm și urmărim ce se întâmplă. Acum să nu vă spărați pe mine, o urmă de îndoială că pe 15 iulie va fi proiectul ăsta gata, eu tot am. Da o bere dacă nu ești, dacă nu dați mie să da. Promit în direct acum ce să fac. Doamnelor și domnilor, pe mâine seară, vă mulțumesc, mulțumesc domnule primar, mulțumesc doamnelor și domnilor, pe mâine seară din nou altă emisiune Idei în Actualitate.